salutare și bună ziua, dragi prieteni! Din nou eu, Olesa Paladi, din nou echipa surpriză la tine acasă și din nou oamenii dragi care au sărbători frumoase și spre care tindem de fiecare dată cu multă căldură sufletească și multă onoare și respect față de cei care ne încredințează în continuu surprizele frumoase care vor să ajungă aici spre oamenii dragi. Încerc și de data aceasta să corespund cerințelor și așteptărilor celor care m-au trimis în satul Călinești, Traionu Fălești. Venim aici spre doamna Negrită Oana. 50 de ani frumoși astăzi completează buchetul vieții și noi venim aici spre dumneai din partea nicoțenilor, de departe, din Franța, cu care nu s-a văzut bunicuța 2 ani de zile. Cu multe lacrimi de dor și multe urări de bine, astăzi ne trimite aici spre bunicuța să-i cântăm cu drag la mulți ani. Într-o zi frumoasă de iarnă, de decembrie, de final de decembrie, dar este soare și este cald, probabil cum este și sufletul bunicuței, care aș de fiecare dată să iubească cu multă căldură, să le dăruiască tot ce are mai scump la sufletul ei, dragoste, bucurie, alinare, alinturi și, desigur, acum le oferă și o așteptare enormă să vină acasă cu nerăbdare. Astăzi venim doar noi, cu surpriza lor, în fața bunicuței, cu daruri frumoase și, desigur, cu acel la mulți ani care trebuie să răsune azi, cu mare drag din Franța, pentru bunicuța Ana. Haideți! Разлуки так мне не хватало, Бог храни тебя. Sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Fie-vă viața numai lumină, cal în lumină să viețuiți, pentru credință și fericire, Doamna Ana să ne trăiți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Bună ziua și bine v-am găsit și în ograda dumneavoastră! Bună ziua! Vă spun bună ziua și bine v-am găsit! Nu mă prezint, nici nu spun cum se numește echipa mea. Noi ne știm, mă știți, vă văd Facebook activ, pagina mea. Deci ați va veni și rândul și dumneavoastră să apăreți într-un filmuleț frumos pe această pagină în care de 5 ani încoace încep să adaug omuleții dragi spre care mergem noi să le cântăm la mulți ani din partea oamenilor dragi. Și exact acolo unde mă urmăriți pe mine o să apară și poza dumneavoastră, că și astăzi sunteți dumneavoastră omageata noastră și noi cu atâta drag și dragoste venim azi să vă aducem daruri frumoase, dar cel mai important, dor, dragoste, din partea cuiva care foarte mult vă iubește. Și aici îmi mă opresc. Știți bine că la fiecare surpriză urmează o întrebare. Și eu nu știu la dumneavoastră dacă mai are rost să o adresez, dar oricum o să păstrez tradiția și o să aștept un răspuns la dumneavoastră. Cum credeți din partea cui vinim noi azi? Ok, de la Franța. Unul a venit, cred că de la Doina. Așa, dar eu vreau alt răspuns să aud. La e de la Franța, dar începeți de la altcineva. Băiatul Grigori, poate băiatul Mularică. El e complice, el ne ajută. Bun, am spus așa, venim de partea a două sufletiele. Tare scump. Marniela și Doina. Și-s doi tici. Și-s doi frumoși. Și-s tare scump la bunica, la sufletel. Sierbiș cu Marniela. Așa. Ia uitați, am ajuns unde trebuie. Mama vrea să-i completez pe toți, nu-i super pe nimeni. Dar ni s-a spus așa, să începeți de la ei. De la cei minunați, care azi cu atâta dor și lacrimi, strigă la mulți ani bunica. Și nu sunt lacrimi de tristețe. Căci e bucurie și e sărbătoare în sufletul lor, dar sunt la când de dor. Dor care îi desparte 2 ani de bunicuța, de bunielu, de căsuța dragă care îi aduna întotdeauna aici, cu multe năzbâtii, cu multe peripeții, dar cum o să vă lase amintiri, cum o să duceți dorul amintindu-vă, când fiecare colțor de ogradă undeva au făcut câteoșoate. Și undeva s-o supăra bunica, poate mai ocără. Dar cea mai frumoasă copilărie a fost aici și să știți că dorul cel mare îi completează și îi urmărește de 2 ani încoace, mai ales pe
fetiță. Am înțeles că 3 ani a crescut aici, da. Lângă bunica și bunielul. Nu i-a crescut. Așa, și uitați-vă astăzi. Atât de mult i-a rugat pe părinți, faceți ce vreți. Dacă nu m-ați dus acasă, cum mi-ați promis, măcar duceți surpriza noastră pentru bunicuța, pentru cea mai scumpă, pentru cea mai dragă, mai ales când este un jubileu minunat, mai ales când știi că poarta asta e deschisă, cu toate că știți că nu o să vină, că nu pot. Și asta sunt posibilitățile și mama cu tata înțelege de fiecare dată. Dar un dor cu siguranță îl așteptați. Și uitați-vă o prezență așa virtuală nepoțeilor dumneavoastră, vine prin noi cu acești 50 de ani grei, dar să știți că-s gustoși. Eu cred că să vă ajungă pentru toți oaspeți care i-a adunat mâine, am înțeles. Mâine, mâine, avem și flori. Flori frumoase pentru mama, flori malbe pentru mama, flori pline de dragoste care azi vin să completeze brațele mamei, căci au vrut frumos mama să fie azi cea mai mândră, cea mai frumoasă. De fapt, mama este cu bunicuța cea mai frumoasă întotdeauna. Da. Dar azi când este motiv de sărbătoare, azi când soarele este sus și noi venim încărcați cu căldură sufletească, vor să-i spună mamei la mulți ani și pentru un buchețel frumos de flori, care vin în mână chiar acum. Mulțumesc. Așa, ia, știți ce am scris noi acolo pe el. La mulți ani, bunica. Și aici mai aduc o poză, îmi spuneți dacă îi știți. Ei, cu asta doarme acasă. Așa. Uitați-vă, aceasta să stea pe perete la dumneavoastră. Am printat-o frumos cu cei dragi sufletului dumneavoastră, nepoței dumneavoastră din Franța. Asta a fost unica poză care a fost mai reușită cu bunicuța. Dar să știți, când vin acasă, vă rog frumos, faceți aici mai mult. S-a dus. Nu știu. Nu, am înțeles că când s-au dus, când i-ați trecut. De trecut. Așa, când vin acasă, faceți mai multe, vă rog, la următoarea surpriză, să avem o alegere mai variată. Am dat-o și sănătate, așa, așa. Așa. Noi cu dragă punem aici. Așa, venim azi spre mama, dar desigur nu au uitat cei de departe și de tăticul. Și dacă femeia în casă răspunde de mâncare, dacă se termină băutura pe masă, cine răspunde? Bărbatul răspunde. Și uitați-vă de la ginere, de la fiică, de la nepoței. Această băutură s-o țineți așa de rezervă, în caz că se termină și dacă se uită doamna Ana așa cu un ochișor vă face semn, tata repede să știi de unde să scoate. Vreau să duci la nascuns, vreau să am chiar o mergi la masă. A, da, așa. Bun. Doamna Ana s-a ascuns. Doamna Ana s-a ascuns. Noi vrem din suflet să vă transmitem gânduri bune și frumoase de la cei nepoței de departe, de la fiică, de la ginere. Sunt patru suflete ca asta stânjesc mai mult ca oricând. Când azi este un jubileu frumos, când și-ar fi putut și ei închipui cam cum ar fi arătat sărbătoarea dacă ar fi fost și ei aici acasă, cu multă gălăgie și voie bună, cu multe brațe care trebuiau să înconjure gâtișorul bunicei, trupul bunicei, să o îmbrățișeze și să-i spună ei frumos, la mulți ani, scumpa, minunata, dulcea, gospodina, bună noastră bunicuță. Dar uitați-vă că astea sunt vremurile de acum, când fiecare părinte și bunică, deja și bunel, sunt obișnuiți să aștepte acasă atâta timp cât copiii își iau o cale și consideră că este una bună și pot face un viitor acolo departe. Pentru faptul că îi înțelegeți, pentru faptul că îi așteptați, pentru faptul că sunteți atât de buni și sunteți unici pentru ei și mai minunați și mai frumoși și mai dragi, sufletul nu și-ar fi închipuit niciodată. Asta este adevărat ce ați spus. Trăiască mama, trăiască tata, trăiască dorul dintre voi și trăiască momentul când o să vină și ei acasă și o să vă sară în brațele dumneavoastră să vă spună cu drag la mulți ani și cât le-a fost de dor și vă iubesc. Astăzi vă spun doar prin mine și prin telefon probabil că o să vă scrie și o să vă sune sau deja v-au sunat. Sănătate, eram în grădină. Și că postător vii, mă râm la Moldova. Băi, eu le doresc sănătate. Vă mulțumesc surpriza care ați făcut-o. Eu am grăit că nu-mi faceți surpriză, da? N-am înțeles. N-am să înțeles, nici deloc. Nici deloc. Ați venit acasă, ați văzut voi. Vă mulțumesc, surpriză, știți sănătoși, mă bucur de voi. Și nepoței, ieșiți sănătoși, vă mulțumesc mult. Sebi, Sebica și cu Marnela. Omunia să... Cum zici, are emoții acum. Da, vă credem, dar cum? Așa, dumneavoastră spuneți... Vă așteptăm cu drag acasă. Vă mulțumesc mult de surpriză, dumneavoastră. Vă mulțumesc. Până la pământ. O da, Dumnezeu, așa zile să avem, că înainte nu era mozile. Vin surprizele în loc de copii. Mai bine să nu fie surprize, dar să fie copii, așa? Vin surprizele în loc la copii. Vă mulțumesc, că e bună și ideea asta, e foarte frumoasă. Te mai leacă emoțiile, te mai leacă, te mai liniștești, te mai... E da tot, când vin să acasă... E mai bine. Mai bine. Asta spun toți părinții, să vă trăiască copilașii. Să trăiască copilașii, să fiți dumneavoastră sănătoși. Mulți ani înainte ați spus să ajungi, n-au să ajung eu până la 60, până la 80, 90 să ajungeți. Ficiorușii, sănătoși, tot cu tata împreună.
căci atâta timp cât este mama și tată, copilașii știu că acasă sunt așteptați, ușa casei e deschisă, masa e întinsă și poarta întotdeauna așteaptă să fie deschisă pentru mama și tată de copilași. Sănătate, mulțumim că ne-ați primit, mulțumim că tata mai are putere să ție cele 4 kg. Cum le-am ținut eu să simțeți cum le-am adus, dar le-am adus cu dragoste și stărâință. La mulți ani facem niște poze și vă lăsăm cu bine să vă așteptați oaspeții.